Bine v-am regăsit, dragii mei, în fascinanta lume albinelor, alături de Dragoș Gavrilă. Iată-ne și într-o minunată zi de 10 iulie 2021. Suntem pe seară, ora 19:30, cald tare afară. La soare astăzi, termometrul arăta 44 de grade. Cred că la nivelul asfaltului erau 60 de grade. Dar ce vreau să vă vorbesc? Despre alegerea reginilor reproducătoare, sau cum se spune, despre brideri. Vreau să fac acest subiect pentru că în ultimul timp, pe grupurile de pe Facebook, am văzut mari discuții în legătură cu calitatea reginelor cumpărate de diferite persoane de la diferiți producători. Și bineînțeles, multe aspecte critice în care producătorii de regine erau aspru criticați de cei care cumpără. Și am văzut că, în general, cei care critică și sunt cei mai vocali în Facebook sunt apicultorii care cumpără regine în cantități industriale, gen 2-3 bucăți. Dom'le, acestea sunt cei mai nemulțumiți de regine. Și pentru ca să vă faceți o imagine și să vedeți ce înseamnă lumea reginelor, avem aici două boxe cu regine provenite de la același producător. Fă un tur de orizont să se vadă cei 12 sturi. Practic avem 12 regine surori, dar după cum vedeți, nu sunt la fel stupii. Gradele de dezvoltare sunt diferite, chiar dacă au fost făcuți la aceeași dată și toți cu două rame de puiet au fost. La mine ăsta e standardul, stupii se fac cu două rame de puiet. Ei bine, dragilor, cum am mai spus și alte dăți, dintr-un lot, în general, 20 de regine sunt rateuri, 20% sunt rateuri, 60% sunt media și doar 20% sunt vârfuri, dragii mei. Astfel încât tu, dacă cumperi o regină, s-ar putea să ai ghinionul să cumperi din cele care nu sunt bune. Și să-l faci, să-l ponegrești pe producătorul ăla de regine, să zici, vai ce regine slabe produce. Sau poți să ai norocul să te nimerești în vârfuri, să zici, vai ce bune, ce bune sunt reginele de la el. Dar hai să-i vedem pe toți 12. După cum vedeți, cei 20% se și văd. Sunt 4 stup cu cat. Deci roii ăștia au fost făcuți acum 5 săptămâni, dintre care vedem unul că deja are 2 caturi. Dar vino, Ștefane, să ne uităm la toți, așa, să facem un tur de orizont. Să vedem ce le poate pielea. Pentru că, așa cum degetele de la mâini nu sunt la fel. Uite, îi vedeți? Uite, spre exemplu, ăsta e aproape încheiat. Vedem crescători. Astea sunt semnul cel mai bun. Că stupul este foarte bun. În mod normal, astea sunt niște regine de... Uite. Când am băgat Ștefan, acum două zile, ramenii... Nu se poate. Deci nu mai deschid că omorâm prea mult albine. Mulți am văzut... Se oripilau că au văzut hrănitoare în stupi. Da, domnilor, că eu când am făcut roii ăștia nu existau culese în natură. Uite, ăsta da, la fel. Ăsta, normal, și-au rămas, cred, dar acum o să le vede și pe lângă. Uite, Ștefan. Uite. Ăsta e un roi mediu. Deci, așa să spunem noi, așa trebuie să arate un roi mediu la 5 săptămâni. V-am spus, în condiția în care i-am făcut... În perioada cu cules 0. Așa, mai bine trece acolo la dreapta. Uite, ăștia din aia slăbuții de tot. Îl vedeți? Ăsta e foarte slab. Foarte. Deci ăsta se încadrează în aia 20%, Ștefane. Înțelegi? Deci nu poți fi tot la fel. Nu ai cum. Și n-ai cum să judeci un producător de regine. Uite, ăsta e mai bun. Uite, vedeți, hrănitoarele sunt afară, că nu mai am ce să fac cu ele, dragii mei. Dar bineînțeles că răutate în mediul online este cât cuprinde. Dar nu vreau să-i bag în seamă pe mari specialiști online. Se dau mari apicultori pe Facebook, pe grupuri, pe live-uri, dar ei n-au nici măcar o centrifugă să prezinte. Uite, ăsta e mediu. Uite că îi filmăm pe toți 12. Deci până acum am găsit unul slab, da? Aici. Uite, acum ăsta vârful, care oricum eu am greșit, i-am dat târziu. Opa. I-am dat târziu caturi.
Ia, hai să vedem. Deschide să ne uităm la mijlocat. Mamă, ce greu e. No, trebuie să ridici din el cu două mâini. Încă nu-i lipit. Ia uite, ăsta e full. Și acum a început să bage miere, că eu l-am intercalat acum două zile pe ăsta. Ia uite, și acum construiește, că am băgat cu faguri artificiali. Deci, ăsta e vârful, tate. Deci din cele 12 regine, ăsta e vârful. Hai să mergem mai departe, ca să-i arătăm pe tot, să nu zicem că avem parte priuri. Astăzi, uite, cu ăla am pus și la o carnica. E tot de la același producător. Am greșit un. Uite. Deja a început și ăsta să se ridice în cat. Ia uite. Ia uite, ia uite aici. Rui de 5 săptămâni. Opa. Le-am pus caturi pentru că toată albina stătea, era la urdini și era pe peretele stufului. Aici, gândiți că suntem la munte, miroase a tăi. Ce să mai, aici e clar. Gata, am plecat și ăsta. Roi de ce în săptămână. Ăsta e o leacă mai slăbuț, să-l vedem ea. Ăsta e mai slăbuț, dar promite. Iarna e patria. Mama iarnă le va face frierea. Ia uite. Și ăsta de uite. Am plus. Ia uite aici în cata. Vedeți, construiește și cu faguri artificial. Bun. Deci până acum avem doi slăbuți. Parcă și ăsta mai e slăbuț. Da, trei slăbuți. Aici nu, aici trebuie să recunosc că aici a fost o problemă de la mine. Aici am și o parte de vină. S-a uitat o regină închisă. Deci nu trebuie să dăm vina întotdeauna pe producător. Aici nu mai am ce zice. Și ăsta e complet. Deci. Aut. Și ăsta e perfect. Azi ce-i sâmbătă, nu, azi joi am completat, joi. Acum două zile, da, le-am băgat. Am construit aia de mult? Da, cum să nu? Da, cu, deci, da. În două zile, da, că joi le-am băgat ramele astea. Ei, dragilor, hai să pun capoată, Stefan, nu? Vedeți și voi acum, practic 12, în afară de asta, unde ăsta e făcut, s-a întârziat, pentru că am greșit eu, n-am fost atent la cușcă și a rămas cușca închisă o perioadă mai lungă, deci are un decalaj, am găsit unul, doi mai slabi. Deci dacă cineva cumpăra reginele alea, zicea, vai, ia uite ce producător slab, ia uite ce îmi face, ce îmi dă. Dacă cumpăra pe astea, zicea, vai, ce producător bun de regine. Deci, oameni buni, când cumperi o regină sau două, este loterie, dragii mei. Poți să cumperi și de la pomul lăudat. Chiar vedeam că spuneau, se văitau și aia în Germania pe acolo, mari producători, că le-au roit, că nu știu ce. Normal că albina roiește. Bine, la unele specii o să ai rata de roiere mai mică, la altele mai mare. Nu e problemă. Dar v-am spus, nu poți, tu spui că ai cumpărat două regine și le critici pe ăla. Nu se poate, frate. Încercați să luați cantități rezonabile, cumpărați măcar loturi de 10 regine. Sau un cumpărat o regină. Și e frică acum să o introduc. Că dacă ea muri regina, ce să faci cu una? N-ai ce să faci, tate. Cumpără câte 10, spre exemplu, decât să dau bani pe în Germania sau aiurea, uite, cumpăr de la producător român și de aici știu să-mi aleg breederii la primăvară. Care e problema? Și reginele mult mai ieftine, ajutăm și economia națională. Uite, Ștefane, hai să ne uităm, uite acolo la carnica aia acolo, i-am pus statul, ia, hai puțin. Uite, aici o carnică, ăsta are o lună de zile. Astăzi, acum, cu Ștefan i-am pus catul. Ia. A, Ștefan, ăsta era la care nici nu putem umbla la el. Uitați-vă, i-am dat drum.
Ăștia sunt faguri cu nectar luați de jos și am pus aici. Am mai văzut, e un băiat de ăsta care scutură de la Ploiești, care are ramele necăpăcite și zice că le extrage, care doar 17% umiditate. Hai, sictir! Eu nici nu vreau să-l mănânc pe ăsta, pentru că e nectar. Da, e nectar. E nematurată, ce dracu. Hai să fim cinstiți cu noi. O ramă de căpăcită nu e miere, e nectar, extragi nectar. Furi clienții că de-aia vizi mierea ieftină, că nu le dai miere, în fapt, le dai nectar. Hai să fim serioși, să fim cinstiți cu noi. Ce naibă? Uite, Ștefane, ia vină să mai filmăm. Deci aici mai rămăsese câțiva stup, ce mai prostupi pe care poseam eu pe lumea asta. Uite să vezi. Că trebuie să venim. Dacă ne ajută Dumnezeu cu culescul, trebuie să venim cu catul 3. Păi avem unul cu 3. Am pus? Da, uite acolo ăla. Hai să... Uite, dar fii atent la ăsta cu două case. Uite, aici sunt regine din Ucraina. Aici sunt carpatine, deci uite, de aici putem lua vârful de carpatine. Ia. Ia. Nu știu că poți. Merge? Banda. Wow. Ba, deci ăsta am două țepene cu mire. Ia uitați, uitați. Copii, știți care e faza? Ăsta a ieșit de primăvară pe trei rame. L-am lăsat aici, că mi-a fost silă. Pe trei rame? Da, a fost una ca de stup. Și ăla la fel, ăla pe două rame a fost. Nu pot să cred. Da, uite, ia să ne uită mare albin. Da, uite, stup pe două rame, ieși din iarnă. Ia uite, primează că e prin cat cu viere. Da. Pe două rame. Hai să-l vedem și pe ăla cu trecă. Ia, la asta cred că trebuie să-i pun al patrulea cap. Au. Ia uite-l, tati, ce-a consistent. A, nu mai are doar două capuri ăsta, băi, Ștefane. Uite, dincolo cu trei. Următorul. Ia uite, dar și ăsta s-a construit aici. Deci vă dați seama, trebuie să intervin cu al treilea cap de aici. Ne chinim pe aici. Nu mai dovedem, frate, nici la rând. Nu, dar aici au cules continuu. Da. A, să ne uităm și la Samiti. Ia filmează aici, a spus ce frumos. Sper că eu nu văd ce acolo. Se vede ca lumea, așa? Da. Hai să ne uităm și... Hai să ne uităm și între, să vedem ce are. Măcați, ia șochii tăi. Iau ce băzi. Nu mai are rost că n-avem mască, n-avem. Mm-hmm. Ștefan are, dar eu n-am. Mm-hmm. Hai că l-am întărătat. Umblăm cu aia goală. Ola, gol. Hai să rătăm la final. Și la rolul lui Sami. Sami Talpoș. Sami, tati, ia să vedem. Ia uităm, stai că avea ramele astea. Zvechi. Da. A, avea crescătură jos. Avea crescătură jos, da. Da, gata, umple și ăsta catul. Da, serio. Sami, tu la tine bagă la levănțică. La noi bagă la tei. Hai să vedem și carpatineza mea, măs. Hai să mă lau și eu puțin. Cu regina mea. Ce n-am voie? Iau. Da, tati, ia uite, fagul e crescut. L-a lăsat acolo că e plin cu puiet. Ia uite, se face și ăsta, tati. Carpatineză. Carpatineză. Ce dracu am spus aici? N-am ochiul. Carpatină proprie. Ei, dragilor, sper că v-am lămurit cum stă treaba cu reginele, cu materialul biologic, cum trebuie să cumpărați material biologic. Ștefan știe, azi am lucrat la Bustugol. Am ura să presez numai albine liniștite. Am pus tricoul ăsta ca să nu, pe mine, ca să nu vă sperii cu fizicul meu impunător. Am văzut unii oameni care nu se dau ei grozav pe net, dar am atat tristețe în mine că nu înțeleg că eu am o boală foarte grea, sufăr de o boală autoimună și fac mișto pe seama sănătății mele. Să le fie rușine.
la cei care își bat joc de un om care suferă de boală autoimună. Să nu uite că Dumnezeu e sus. Oameni buni, până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă dorește tot binele din lume, vă rog un like, numai bine, sănătate, fericire!